Șantierul Centurii Timișoara Sud este în grafic. Sute de muncitori lucrează zi și noapte, în special la terasamente. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a mers să vadă stadiul lucrărilor și a comunicat un scenariu optimist. Șantierul va fi închis în vara acestui an. E o mobilizare de cam 500 de muncitori, utilaje. Se lucrează 24 din 24 pe lucrările care pot fi făcute în 24 din 24, și anume terasamentele. Eu cred că termenul asumat acela de vară va fi respectat. Mai mult decât atât, am avut discuții și cu responsabilul de șantier de aici și o să am și cu decidenții la nivel național a acestei companii. Mi-aș dori, dacă vom găsi soluțiile potrivite, să dăm chiar pe tronsoane drumul la această centură. Adică dacă poate să termine lucrările mai repede de la Ghiroda, de exemplu, până la Moșnița, să nu stăm până în iulie, când ar fi gata toată, ci să dăm pe tronsoane drumul la această centură. Sorin Grindeanu va propune deschiderea fiecărui tronson de drum odată finalizat, așadar se așteaptă decizia dirigintelui de șantier, iar dacă propunerea ministrului va fi aprobată, traficul din Timișoara va fi fluidizat.